Deci vom mai demasca alți criminali. Viorel Barbu. Viorel Barbu ce face acolo? Deci în familia unui vecin îi delează, îi toarnă, aduce acolo agenți ai securității și distruge practic familia unui vecin prin delațiunile lui. Securitatea ucide acolo, conform delațiunilor lui, vreo 3-4 persoane. Unii susțin că a împușcat chiar el, având un pistol. Ce face după aia, deci avansând în carieră, reușește să facă un întreg convoi de intrigi acolo în familia aia și determină încă 15 decese. Deci, practic, distruge o familie complet în satul de Leni. Ăsta a fost Viorel Barbu, deci un smintit. Cam așa apare și serial killer, ascuns cumva sub o protecție comunistă sau așa putem spune. Călin Ignat ce face, conduce și el practic un masacru în comuna Comarna, de unde era de loc. Deci are loc în 1961 tot așa un masacru asupra unor țărani care aveau mai mult pământ și niște sisteme de susținere și lichidează acolo, lichidează chiar el vreo 3-4 țărani. Ulterior situația se repetă, ulterior situația se repetă, deci în Comarna a avut loc un masacru din ăsta chiar în 1968, la originile căruia se află tot acest Călin Ignat, deja un fel de lector universitar, viitor decan și prorector chiar după Revoluție, deci elemente complet compromise. Eu mi-aduc aminte foarte bine, deci am fost prin Comarna, toată lumea spunea asta. Și am văzut o nepoată de-a lui disperată, care nu știa și cu ea, practic, umbla pe acolo, fugea dintr-o parte în alta, prin fața casei. Deci, și se întâmplase acolo lucruri teribile, lucruri teribile. Cadavrele erau luate și puse într-o căruță și aduse pe aici, pe la primărie. Deci, iată profesori universitari complet compromiși, carieriști, obsedați de a face crime, obsedați de a face crime și de a parveni, de a parveni în lumea universitară pe aceste crime. Trebuie să vă spun, deci Teodor Precupeanu, Călin Ignat, Viorel Barbu, practic, nu știau materia de liceu. Iar la Viorel Barbu e regretabil, deci că a fost primit în Academia Română, deci fost informator a securității, nu are calitatea asta de academician și serial killer.